Salut băi și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de reconstruiri. Astăzi avem o nouă provocare dată de un subscriber al nostru. Să reconstruim pe Milan din Liga 4 și vom folosi doar jucători italieni. Iar în fiecare sezon va trebui să împrumutăm un jucător care este titular, bineînțeles, unul dintre jucătorii noștri buni. Pare interesant, vreau asta, așa că eu sigur o să fac. Bineînțeles, suntem în Liga 4 din Anglia, ca de obicei, pentru cei care n-ați mai văzut acest tip de rebuild. Vom simula toate meciurile, avem voie să cumpărăm un singur jucător care nu este de naționalitate italiană în acest caz. Obiectivele noastre sunt câștigarea Premier League și câștigarea Champions League, bineînțeles, și haideți să vedem și noi ce echipă are Milan. Deci, știu că au foarte mulți bătrâni, inclusiv marele Ibrahimovic, băieți. Da, sper că avem și noi măcar 3 italieni în echipă. Brahim 100% este împrumutat, Chiesi este african, Leao portughez, francez, englez, italian în sfârșit, Calabria italian, o să-l ține, Manian este francez. Ia să vedem ce avem pe aici. Avem și pe Tătărușanu al nostru. Avem și pe Maldini, dar este slab, rău de tot, 62, Gabia, o să jucăm pe Gabia, cred, în locul lui Tomori. L-avem și pe Pietro Pellegrini, dar dacă nu găsim altul mai bun, să jucăm pe Pellegrini, n-avem ce să facem. Știu că Milan este în căutarea unui nou atacant, din ce am citit și o pinziare, bineînțeles. Da, Mesias ăsta s-a apucat de fotbal la 26 de ani, băieți, dacă vă vine să credeți, era șofer de camion și l-au descoperit niște scouteri în Liga 4 italiană, cred. Da. Haideți să vedem și la Academie, avem și noi ceva la Academie, avem 32 de milioane, avem posta de 71, o facem ceva cașcaval cu el. Da, haideți să dăm drumul la transferul, băieți, să sperăm că sunt ceva jucători cu clauză de reziliere italiană, dacă nu, am pus-o. Avem și primele plecări, l-am vândut pe Castillejo cu 8 milioane la Lazio, l-am împrumutat pe Benacer la Napoli pe 2 ani, l-am vândut pe Hernandez la Real Madrid cu 80 de milioane și l-am împrumutat pe Chiesi la Bergamo Calcio, pentru că nu vreau să-i vând acum, o să avem prea mulți bani și o să-i pierdem. Deja l-am vândut cu 80 de milioane pe Hernandez și o să pierdem acești bani dacă nu ne folosim de ei. Am găsit și eu doi jucători foarte buni, acest Davide Fratesi, 11.400.000 de la Sassuolo, o clauză de reziliere, și acest Ricardo Calafiori, un fundaș stânga, ne trea neapărat un fundaș stânga, am avut noroc că l-am găsit. 4 milioane jumate, bunici el. Băiți, am și ceva oferte pe aici pentru Simona Caier, o să-l vând, Salemacher la Barça, luați-l mă, Popega nu e de vânzare, doar ce l-am chemat din împrumut, băiți. Da, băiți, am găsit foarte mulți jucători, nu prea sunt cine știe ce, Cristian Volpato, are 17 ani, 61, 1.600.000 de la Roma, o să luăm și pe acest Pastina, un fundaș central, da, slăbuț. Matia Viviani, 68-20 de ani, Pirola, 64, Bunicel și Pringola, acesta, 68-22 de ani, tot de la Benevento. Cam toți jucătorii am luat de la Benevento, acest Brian O'Day, oare pe dreapta de 18 ani, Bunicel și acest atacant Yeboah, 21 de ani, 69 de la Sturmgraz, Bunicel, băieți. Da, băieți, facem și noi cel mai scump transfer al nostru, luăm cu 139 de milioane pe Bastoni de la, nu mai țin minte de la ce echipă, cred că din Spania, și am mai trimis ceva oferte pentru jucători ăștia, să avem acolo ce să vindem, o să-l împrumutăm pe Mike Maignan în acest sezon. L-am cumpărat și pe Orsolini cu 20 de milioane și cam atât. O să-l împrumut pe Maignan și o să-l jucăm, cred că, pe Tătărușanu. Da, suntem în iarnă pe locul, pe primul loc, bineînțeles, 61 de puncte, 64, da, 4 puncte în fața lui Luton. Echipa arată bine, băieța Pellegrini ăsta nu prea dă înainte cum vreau, Yeboah ăsta crește foarte, foarte bine, exact cum vreau eu, dar restul echipei merge bine, ca la Fiori trebuie să mai crească un pic. Îl jucăm pe Plițarii sezonul acesta, l-avem împrumutat
Cred că la Marseille pe Manian, da, la Marseille este 89, unul dintre cei mai buni portari din lume. Haideți să dăm la final acum. N-am avut adversar la final, băieți, 95 de puncte, Luton, noi 112. Haideți să vedem și alte competiții. FA Cup merge la Crystal Palace 5-4 la penalty cu Tottenham. Carabao merge la City 2-1 cu Tottenham. Papa John's merge la Gillingham într-o finală cu noi, incredibil, n-au avut-o la penalty. Cine mai urcă cu noi? Wycombe 3-1 cu Rotterdam. Champions League merge la Paris Saint-Germain 2-1 pentru cu Real. Europa League merge la Granada 1-0 cu Gladbach, iar Conference League merge la Frankfurt 3-2 cu Celtic. Da, băi, suntem în Liga a doua. Avem și primele plecări, l-am vândut pe Tomori cu 56 de milioane la Bergamo și Bringo la 6 milioane 200 la Gent și avem și o ofertă pentru Vol 4, cred. Primele două transferuri din acest sezon, acest Nicolo Rovella de la Juventus, 20 de milioane, este 77 și acest Destini Enoma Udogie, dăm pe ture la schimb, nu știu cât este, 71-20 ani, este la fel ca și Calafiori. L-am vândut și pe Rafael Leao cu 42 de milioane la Brighton. Chessie pleacă pe 98 la Leverkusen și avem o ofertă și pentru Maignan, dar o să vă arăt când o să pleacă. Jucătorul din primul 11 care pleacă sezonul acesta în împrumut este Davide Fratesi la Dortmund. Da, băieți, l-am adus pe Gianluigi Donnarumma cu 167 de milioane și l-am vândut pe Maignan cu 132 la Benfica. În sfârșit avem o echipă 100% italienească, băieți, în locul lui Fratesi o să-l lua pe Rovella. Și în locul lui ăsta dă portarul nostru, dar ne trebuie un fundaș stânga mai bun. Cel Udogie ăsta e bunicel, băieți, și un nou atacant. Ne trebuie un nou atacant, dar știți, bineînțeles, pe cine o să iau. O să vi-l arăt imediat. Primul atacant, băieți, acest Gianluca Samacca, 81 overall, 24 de ani, de la Monaco. Am încercat să le iau și Moschina, au acceptat oferta noastră, dar din păcate am dat eu simulare ca prostul să treacă zilele și nu mai pot să le iau, o să-l iau în iarnă, dar deocamdată o să mergem cu Samacca. Da, băieți, am luat și pe Moischin și pe Luca Pellegrini de la Juventus, încă din sezon. Nu știu ce să fac, chiar îmi pare rău de Yeboah, ăsta o să-l împrumut și o să jucăm pe Moischin. L-am luat foarte ieftin, 50 de milioane doar. L-am luat și pe Pellegrini să joace aici în locul lui Ugogie și echipa arată foarte bine. Băieți, haideți să dăm la final. Da, mă uitam din curiozitate jucătorii noștri care i-am împrumutat dacă au crescut. Fratesi a crescut plus 6 la Dortmund, abia aștept să vină din împrumut. Și surprinzător, Pietro Pellegri, băieți, și el tot plus 6 la Betis, l-am împrumutat la 74, băieți, a crescut 80. Acum avem 4 atacanți de clasă mondială, cred că pe Gianluca Samacca o să-l vindem și o să-l jucăm pe Pellegri sau pe Yeboah, o să-l împrumut și pe Yeboah, sigur o să crească și el, haide să dăm la finala. Da, prieteni, antrena pe primul loc, 103 puncte, e binișor, binișor, băieți, n-am luptat bine acolo sus, Brighton pe 2. FA Cup merge la Wolverhampton 2-1 cu Aston Villa, Carabao merge la Chelsea 2-0 cu Wolverhampton, Blackburn mai urcă cu noi, bate pe Fulham 1-0. Champions League merge la Bayern München 2-1 cu Atletico de Madrid, Europa League merge la Barça 2-1-0 cu Dortmund, iar Conference League merge la Nice 2-1 cu Marseille. Păi suntem și noi în sfârșit în Premier League. Da, băi, suntem pe primul loc în primul nostru sezon de Premier League cu 6 puncte peste Liverpool. Echipa arată foarte, foarte bine, băieți. Nu știu ce să fac. Cred că o să iau un alt fundaș stânga de altă naționalitate pentru că el este singura verigă slabă, să zicem așa. Avem foarte mulți atacanți buni, Pellegrini și Yeboah, care i-am crescut de mici. Da, avem pe Samacca și Kane acum. Orsolini super, super bun. Am avut noroc că l-am găsit la Aston Villa. Da. Bun, bun, bun. Vreau să-l iau pe Locatelli, dar nu am ce să fac cu el. Băieți, o să iau un nou fundaș, da, de altă naționalitate. Da, băieți, l-am adus înapoi pe Theo Hernandez. După mine este cel mai bun fundaș și la ora actuală din lume, fundaș stânga, bineînțeles, 127 de milioane. Cred că noi l-am vândut cu vreo 80 ceva la Real Madrid, dar
Contează că l-aducem înapoi. Trebuie să ne asigurăm neapărat campionatul. Avem foarte, foarte mulți jucători aici. A venit și Udogie, care este bunicel. Da, cam asta este echipa, băieți. Eu zic că este foarte, foarte bună. Haideți să dăm la final. Da, băieți, câștigăm campionatul încă de la primul nostru sezon în Premier League. L-am împrumutat pe Samaca la Athletic Club. Pentru acest sezon, după cum știți, trebuie să împrumutăm un jucător în fiecare an din primul 11. Pellegrini l-a înlocuit și el cum a putut. Echipa arată super, super șmecher. Băi, Calabria asta nu știu de ce n-a crescut. Romagnoli de Apia a crescut și el anul acesta. Dar avem un mijloc extraordinar și un portar. Haideți să vedem și celelalte competiții. FA Cup merge la City 2-0 cu Chelsea, Carabao merge la United 5-4 penalti, Champions League merge la Atletico Madrid 2-1 cu Bayern München, Europa League merge la Leicester 2-1 cu Lyon, iar Conference League merge la Betis 3-1 cu Victoria Setúbal. Bun, băieți, ne-am îndeplinit unul dintre obiective sezonul următor, jucăm în Champions League, poate îl câștigăm ca și Premier League din prima încercare. Pentru acest sezon, băieți, luăm pe Federico Chiesa cu 110 milioane de la Fiorentina. Am zis să fie acolo chiar dacă nu avem o poziție pentru el, poate putem să-l jucăm ca și atacant. Văd că avem o ofertă pentru Samaca. Cât de pe el, 65 milioane, o să-l dăm, cred că o să-l dăm, da, și pentru acest Coagilata. Da, băi, suntem în iarnă pe locul 2 cu 46 de puncte, 3 puncte în spatele lui City. Haideți să vedem și ce grup am avut în Champions League. Din păcate am trecut eu ca prostul. Grup stage am jucat cu Bayern München, Lokomotiv Moscova și Ajax. Se pare că mergem mai departe de pe locul 2. Jucăm în continuare cu... Unde suntem noi, mă? Cu Barça, băieți. Va fi un meci foarte greu. Fiți atenți, băi, ce am găsit liber de contract pe Rafael Leao, 86, l aducem înapoi pe gratis, de ce nu, băieți? O să-l împrumut pe unul dintre jucătorii noștri titulari, încă nu m-am hotărât pe cine, dar o să vă arăt. L-am jucat pe Chiesa până acum titular, da, vom vedea pe cine împrumutăm, sperăm că găsim și înlocuitor. Da, l-am împrumutat pe Pobega la Manchester United. Cred că îl vom juca pe Rovella în locul lui neapărat. Da, și intra Rovella, este bunicel, da. Era 90 overall Pobega. Să sperăm că încă mai avem o șansă la Champions League. Da, băi, jucăm finala contra lui Atletico Madrid, o echipă care mie nu îmi place să joc împotriva lor, tot timpul au niște super jucători. Echipa arată foarte bine, băi, Rovella l-a înlocuit cu Brio pe Popega. Da, Romagnoli n-a crescut, Calabria n-a crescut. Nu știu de ce n-au crescut deloc de la început, i-am avut așa. Leo, văd că a intrat și el, sau n-a intrat, e 87 overall. Da. Hai să vedem, Popega a crescut și el în împrumut la United. Pellegrini n-a crescut deloc la Real, o să și îl chem înapoi, pentru că stă degeaba acolo săracul. Unde ești, mă, Popega? Ia Popega. 95 overall, băieți, incredibil. Tomaso Pobega la United, 95. Da, dacă l-am chemat înapoi, ar fi cel mai bun jucător al nostru, dar așa sunt regulile. Haideți să îi dăm bătaie, oricum avem o echipă super, super bună. Haideți să vedem și în campionat ce am făcut. Am mai câștigat campionatul încă o dată sau... Am terminat pe 2, băi, la un punct în spatele lui Chelsea, incredibil. Supercupa merge la noi 2-0 cu City. FA Cup merge la City 1-0 cu Watford. Carabao merge la noi, băi, 3-1 cu Arsenal. Europa League merge la Olympique Lyon 3-0 cu Villarreal. Iar Conference League merge la Frankfurt 1-0 cu Sport Club de Portugal. Haideți să vedem și noi echipa lui Atletico, tot timpul au o superat. Uitați și voi ce echipa a făcut acolo. Bakker, care a fost la noi, este 86-87%. Felix, Holozek, Malen, Tsiganov, Lorente, Fabian, Gabriel Martinez, Kimin Jae. Mă, cine e, mă, Kimin Jae ăla? Abaram, chiar o să mă ia. Haideți să ne uităm acum, că și așa avem o grămadă de timp. Ce tribil a fost foarte, foarte scurt. Pentru că echipa a fost foarte, foarte bună. Ia.
Da, Jordan Bucker, care a fost la noi, băieți, puteți să vedeți și voi, este 85 overall, Fabian, care e titular, la 86, Gabriel, fundașul lor, 86, Felix, 91, Glauc și pe Gakpo, 85, cam tot timpul îl cumpără pe Gakpo, îl au pe Goresca la 89, Lozek, 86, atacantul lor, Kim Min-jae ăsta, văd că are clauză de 45 de milioane, cred că e undeva la 80-81 overall, ceva de genul. L-au pe Lemar la 85, l-au pe Ransford, Yeboah, germanul ăsta l-am luat și-o de câteva ori, Marcos Llorente la 88 overall, Mal în 85, Lukaku, l-au pe Lukaku la 87, băi, ești un a cumpărat, ăsta nu s-a jucat, Lisandro Lopez 86, Oblak portarul lor 93, l-au și pe Miss Smith la 86, da, și pe Țiganov 85, da, o echipă foarte bună, dar cred că a noastră este un pic mai bunicică. Da, băi, haide să-i dăm drumul. E un meci foarte, foarte greu. V-ați văzut și voi ce echipă au cei de la Atletico. Simeone tot timpul cumpără ce e bun. L-au luat și pe Bakker, care a fost la noi. Din păcate n-am putut și noi să-l păstrăm, dar asta este. Oricum, avem o echipă mai bună ca lor. Eu așa zic că ei au mai mulți jucători, așa, noi nu prea avem bancă de rezervă, dar primul 11 e cu două clase peste ei, 100%, dar ei tot timpul joacă bine. Chiar dacă bagă jucători de 70, ei joacă extraordinar de bine. Provela, bună, mamă, dacă l-aveam și pe Pobega la 85, băieți, uleu! Uleu, ce-a fost, bă, colegi nebun? Kim Min-jae. Mă, l-a foltat atunci când a fugit? Da, băi, ești nebun, ăsta se dădea roșu aici. Nu știu de ce n-a dat roșu Milogo ăsta. Pa, mă, mamă, ce noroc au ăștia. Să joacă urât de tot, murdar. Joacă murdar cei de la Atletico, da. Așa este în fotbal, băieți, ca să câștigi. Trebuie să faci tot ce poți, chiar și să joci murdar cum joacă Atletico. Da, asta este. Asta este Malen, stai cu minte, stai cu minte, nebunule, care și că e greu să treci acolo. Da, eu. Du-te, Orsolini, Orsolini, golazo! Golazo, Orsolini, deschidem scorul repede. Ursolini ăsta trebuie să-l caut, că nu știu la cine joacă în realitate. Noi l-am cumpărat de la Aston Villa cu vreo 26 de milioane, dacă nu mă înșel. Clauză de reziliere încă din primul sezon. Da, a crescut extraordinar de bine. De fapt, cam toată echipa a crescut în extraordinar de bine. Cei care i-am adus eu, Romagnoli și cu... Cum îl cheamă pe ăla din dreapta? Nu au crescut deloc. Din păcate, mă așteptam să fie 86-87 amândoi, dar asta este, merg și așa. Ne-am făcut treaba cu ei. Avem o șansă bunicică aici să câștigăm și Calabria, băieți, și Calabria. Tot timpul ei, cum îl cheamă. Du-te. Bă, da, fuge, măi, skin ăsta, bă, ești nebun la cap. Dai și tu gol de aici ca Orsolini, bineînțeles, că dă, mă. Dă Orsolini, nu dă key. Ce n-ai, pa, mă? Bun rău la finalizare acest Kane. Foarte, foarte bun. Ai Fratesi, Davide Fratesi. Bă, da, e urât joacă ăștia, bă, cum ia mingea, gata. Intră la rupere, fraierii. Scăriță. Aaaa, ce să ne învățăm. Avem 2-0, am mai luat-o eu bătaie când conduceam 2-0, de fapt ne-au egalat. Când conduceam 2-0, cred că tot Atletico sau Liverpool, dacă nu mă înșel. Opa, opa, altă dată, vrei să dai gol de acolo, potolește-te, te rog eu frumos. Tonali, foarte bun Tonali, băiți, crezi cu 91, parcă. Opa, băi, și-am cum a trecut mingea aia, mă, acolo. Mamă, dacă l-aveam și pe Pobega, eram de neoprit în meciul ăsta, să am bat picioare la el, 95 overall. 95. Frumos.
Pasti din nou la Kane. Moiskin, a plecat bine de tot Calabria și acum centrare frumoasă, dar nu prea bună. Frumoasă, dar nu prea bună. Băi, și ne-am cum a trecut. Băi, și ne-am lasă să zic, bă, ce pas. Era șmecher, rău pas asta, dacă e așa. Calabria. Calabria asta nu prea alergă deloc să-mi bag picioarele. Două viteze. Cred că este genul de fundaș cum este Trent Alexander-Arnold, așa mai tehnic, nu prea viteză, cum este Theo Hernandez. Da, ne-am făcut treaba cu el acolo. Dă-i omul mai repede așa. Centru. Frumos, Hernandez. Mamă, ce i-a făcut ăla acolo pe viteză. Da. Tonali, hai Tonali că ești bun la șut la distanță. Lasă-l bă să șuteze, du-te. Că te și înjur acum. Da, 2-0, băi, și am nu mă așteptam să conducem așa de bine, dar echipa arată super, super șmecher. De Chiesa n-am auzit până acum, sincer să fiu, n-am auzit de Chiesa. Kane a fost atacantul nostru de bază acolo în față, oricum nici nu este poziția lui Chiesa, noi l-am jucat pentru că am dat foarte mulți bani pe el acolo, trebuia să jucăm pe atacantul nostru care l-am avut de la început, dar am zis, bă, dacă tot am atâția bani și îmi dă Milan, hai să-l iau și pe Chiesa, dacă e cel mai bun italian la ora actuală. Și când faci un rebuild cu italien, trebuie să ai tot ce e mai, tot ce e mai bun, bineînțeles, pe piață. Frumos. Moiskin, frumos. Orsolini. Ce un 2 frumos și golazo, 3-0. I-am mâncat să ne vezi meciul ăsta, cred că niciodată în niciun rebuild nu am dominat pe Atletico cum i-am dominat meciul acesta, dar avem un atac devastator, băieți. Chiar devastator. Hai să mai băgăm și pe ăștia. Îl mai avem și pe... Unde e, mă? Pe Pellegrini, pe bară, băieți. Pe îl băgăm pe Pellegrini, că îmi pare rău de la trașier pe echipa cât a putut acolo de la început. Cred că a fost cel mai ieftin transfer al nostru, am dat vreo 2 milioane pe el de la Monaco. El este împrumutat la Milan de la Monaco. Am dat doar 2 milioane când l-am adus. Ne-a adus până în Liga a doua și de acolo, dacă tot avem bani și jucători disponibili, am zis să-i facem un agre chiar. Bă, nu, chiar mi-a părut rău că l-am scos din echipă, dar asta este, băiți. Bastoni, băi, ești nebun, l-am luat pe Bastoni cu 139 de milioane. El a fost una dintre piesele de bază. Rovella, Rovella. Bă, dar și Rovella a jucat super bine. Super bine a jucat Rovella de când îl înlocuiește pe Tomazo Pobega. Nu, no, la gara. Respingeți ai mei, bravo, băie, Orsolini, frumos, du-te să o poartă, mamă, ce a făcut Pellegrini acolo? Ce dracu, ce dracu a făcut ăla, mă, bucața, și îi se dă golul Pellegrini? Nu prea cred. Ce naiba a făcut ăla, mă, chiar vreau să văd aici, nebun. Deci a apărat portarul și Joao Felix dând... Oblak și din Oblak intră în port. Sau cine e ăsta? A, e ăla, mă, chinezul. Kim Jae ăla. Bă, ești nebun la cap. N-am mai văzut așa ceva, sincer să fiu. Nu am văzut. Opa. Până aici ai voi, Baros. Fără gol primit vreau meciul ăsta. Bravo, bă, Tonali, bă, Tonali ăsta e stâncă, să ne nebunesc acolo. Deci chiar că este stâncă.
Dar nu înțeleg ce face Milan cu atâți jucători defensivi. L-au pe Tonali, l-au și pe Benasere, l-au și pe Kessié, dar Kessié, din ce am înțeles, nu mai vrea să și prelungească. Mamă, ce gol frumos, chiar frumos gol. Nu mai vrea să și prelungească înțelegerea cu ei. Da, nu știu, ei le au nevoie disperată de un atacant, din ce am văzut eu. Ibrahimovic și Giroud se accentează foarte mult și plus de asta au 34, respectiv 38 de ani. Cât să mai joci cu ei, mâncată. Și trebuie un atacant de bază acolo, cum e Jonathan David de la Milan, sau Hložek, sau acest tip de jucători, care să devină un star de clasă mondială, bineînțeles, dar să fie și tânăr. Felix, am un 4-1, nu mai aveți ce să ne faci, nu vreau să iau gol, dar golul ăla chiar frumos de tot. Băi, ești nebun, bravo, băi, cine a fost Bastoni, cred. Și pentru noi, băi, ești nebun, bravo, bă, Bastoni. Bun rău de tot Bastoni ăsta. Du-te. Nu, acolo trebuia să o dau cu Kane. Fabian Ruiz, Felix, băi, ești nebun. Băi, ești nebun, ce pasă frumos. Prima, bravo. Vela. Offside, da. Offside, da. Hai să mai dăm un gol dacă mai putem. N-am vrut să treacă pasa, bă, ești nebun. Bă, ești nebun! Cum n-ai bă ajuns să-l așeare liber aici, mă, să-mi bat picioare, nici nu l-am văzut măcar. Hai bă, fluierul dat așa de... Da, băi, ține îndeplinit și cel de-al doilea obiectiv. Foarte, foarte ușor acest rebuild, băi, dar am avut și bani să cumpărăm ce am vrut. Am avut și noroc că au avut jucătorii clauzei de reziliere încă de la început, dacă nu va dura foarte mult. Plus jucătorii au crescut excelent. Haideți să-l chemăm înapoi și pe Tomazo Popega. Pentru că deja am terminat acest rebuild și vreau să-l bag în primul 11. 4 milioane ca să-l chem înapoi. Băi, ești nebun, mi-au cerut să-mi bag picioarele. Favela și-a făcut datoria, l-a înlocuit cu brio. Da, uitați-vă ce echipă am făcut aici de italien. Băi, singurul care nu este Hernandez, dar restul italien 100%. Da, cam atât pentru acest episod, băieți. Îmi cer scuze că a fost cam scurt, dar echipa a mers ceas. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați și voi un comentariu cu ce echipă sau ce obiective doriți să facem în continuare. Să considerați să vă abonați, bineînțeles, dacă vreți, iar noi ne vedem în următorul episod, băieți, vă salut!